Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cinemateca Sufletului Tău. Invitatul și partenerul meu în acest demers este și subiectul emisiunii este domnul Constantin Vaeni, regizorul Constantin Vaeni, care tocmai a împlinit de curând o vârstă. La mulți ani, domnule Vaeni, și bine ați venit. Da, mulțumesc, bună seara. La cât v-ați oprit? 25, 26 de ani? Nu, am împlinit din nou 24. Sau ca să vă întreb evreiește, câți ani nu mai aveți? Nu mai am, da. Așa îmi spune și mie un prieten. Când l-am întrebat, scriitorul Dorel Dorian, evreu, sigur că da, am fost foarte buni amici și chiar urma să facem un film împreună. Ne-am întâlnit după niște ani și l-am întrebat, măi Dorel, tu câți ani mai ai? Și el mi-a spus, măi Vaeni, la noi, la unii dintre noi se întreabă, tu câți ani nu mai ai? Da, cam așa. Cinemateca Sufletului Tău. Scopul și sensul acestei emisiuni este acela al reconstituirii prin rememorare a prestigiului unei perioade din istoria cinematografiei pe care unii au considerat că despre care unii au considerat că nu a existat. E vorba de epoca de aur. Epoca de aur care a dat filme cu adevărat de aur, fără nicio conotație ironică. E, asta încercăm noi în această emisiune și cred că măcar în parte am reușit până acum să convingem. Sper să o facem și în continuare. În această seară veți viziona filmul Acasă, realizat de Constantin Vaeni în 1985. Reamintesc că filmele pe care le-a regizat de-a lungul timpului au fost Zidul în 1975, Buzduganul cu trei peceți în 1977, Vacanța tragică în 1979, Ancheta în 1980, Imposibila iubire în 1984, Acasă, cel pe care îl vom vedea în această seară, în 1985, Drumeț în calea lupilor în 1988 și două documentare de lungmetraj, Campionii și Teatrul cel Mare. Până acum ați vizionat Teatrul cel Mare, Zidul, Buzduganul cu trei peceți și Vacanța tragică. Domnule Vaeni, în ce categorie se înscrie filmul pe care îl vom vedea în această seară? Acasă. Cum să-i zic eu? Înainte vreau să fac o mică precizare. Sper și, după câte știu, 6TV va continua și cu alți colegi de-ai mei, cu filmografia lor sau cu o serie de filme ale altor regizori importanți ai cinematografiei române, unii foști profesori de-ai noștri, alții colegi de-ai mei de generație, care au făcut filme absolut remarcabile, pentru că cineva totuși trebuie să aducă în fața publicului sau să readucă în fața acelui public care a vizionat cu ani în urmă sau în timp, unele s-au mai dat pe la diverse televiziuni, dar mai ales pentru publicul acela care n-a apucat să le vadă, ci doar a auzit. Sau poate nici n-a auzit că această cinematografie a existat și a existat cu fruntea sus și a existat cu lucruri deosebite, multe din ele văzute și de spectatori din afara României, premiate la mari festivaluri atunci când festivalurile erau cu adevărat festivaluri cinematografice, mult care mai se mult. Se respecta criteriul valorii, nu? Da, mult mai mult decât acum, când se întâmplă un fenomen foarte ciudat și foarte trist pentru mine, când a început factorul politic și geopolitic să pătrundă și în manifestările artistice, în aceste competiții internaționale cu precădere. Și vă spun, nu numai eu, simte foarte multă lume lucrul ăsta.
Asta vreau să spun, că e bine ca aceste filme să fie aduse în prezent și oamenii să se uite la ele, să și le reamintească cu plăcere, să și le reamintească cum, un punct de vedere critic, poate din perspectiva zilei de astăzi, nu e nicio supărare, dar să și le reamintească, pentru că nu poți să te faci că nimeni n-a mai făcut nimic în țara asta și că totul a început după anul 2000 și să nu mai spun și alte repere. Da, așa au declarat, că cinematografia românească a început în anul 2000. Nu, și se spune asta nu numai despre cinematografie, aud că și în alte domenii se spune, domne, mare lucru nu s-a făcut în România, domne. Acum ne-am născut, acum am apărut din spuma mării. E, nu e chiar așa. Până atunci a fost deșert cultural. E bine să ne calmăm și să ne respectăm și înaintașii și ceea ce de bine de rău au făcut și au lăsat în urma lor. O spun cu convingere și cu credință că așa e bine. Da, în măsura în care există, și eu cred că există scenarii geopolitice de îngenunchierea unui popor sau unei națiuni, principalul factor de dezarmare este dezarmarea mentală. Și există și o strategie foarte simplă. Îi implantezi unei comunități, unui popor, unei entități care are o entități comunitare care are o identitate a ei, un fel de streptococ politic, să zicem așa, și el începe să se distrugă singur. Dau un exemplu, premiile care se dau la Cannes sau în altă parte filmelor românești. Dacă observăm cu atenție, sunt filme care arată toată mizeria, doar mizeria din țara asta, mizerie care există, nu putem contesta, nu putem face abstracție de ea, dar nu e un documentar, un film artistic. Un film artistic mai are și un mesaj, printre altele. Dacă în această mizerie, în acest deșert, să zicem, mental, există un singur personaj care luptă împotriva acestei mizerii, care iese din rând, cum ar veni, pe acel personaj trebuie să fie focalizată viziunea regizorului. Asta este neorealism, așa făcea neorealismul italian. Vorbeam cu domnul Vaeni, înainte de a veni aici, îi relatam o fază dintr-o întâmplare, să zicem, din urmă cu câțiva ani. Veneam împreună cu Adam Puslovici, cu Laurian Stănchescu și cu alte personalități de la Marșul Nichita Stănescu, de la Șișești, la Turnul Severin, și acolo la Liceul Traian, parcă Liceul Traian era, în curte era o alee de beton. În aleea aia de beton era o crăpătură, o singură crăpătură. Și în acea singură crăpătură crescuse o tămâioară. Și am atras atenția unui prieten. Uite, Ioane, zic, uite-te și tu acum cât de puternică e viața. În singura crăpătură din beton a crescut o tămâioară. Cam asta ar fi o parabolă a realismului pe care ar trebui să-l practice. Da, vezi, nu spune nimeni. Adică nu face abstracție de betonul din jur, dar nici de tămâioară. Da, nu spune nimeni și nici nu e bine să nu ai un punct de vedere critic, să nu fii malițios, să nu demaști lucruri care nu sunt bune și care trebuie îndreptate. Dar nu se poate să cauți numai răul cu orice preț, să-l izolezi de ansamblu lucrurilor, să-l izolezi de viață. Că până la urmă arta trebuie să fie catarzis. Și să te îndrepți numai spre el, făcând din asta un fel de exotism care place pentru moment și mai ales place altora, pentru că nu asta înseamnă viață. Viața are și bune și rele și echilibru pe care trebuie, cred eu, și l-am încercat să-l cultiv în filmele mele, să-l am în filmele mele, ca și mulți dintre colegii mei, de altfel,
a posesia de a, de, a, de a arăta lucrurile în complexitatea lor și nu unilateral, cu tot din adinsul, numai ceva ce este mizerabil, numai ceva ce este rău, numai neapărat, cum vă spuneam și eu când veneam, nu este ca și cum filmez o nuntă și ce să vezi, mă îndrept numai spre ăla care s-a îmbătat cel mai rău și care face ca toți dracii sau se manifestă chiar adică dezbusător. S-a îmbătat, vomită, face scandal și așa mai departe. Nu, asta e toată realitatea. Ca și într-un întuneric, dacă există o singură rază de lumină, face abstracție de raza aia de lumină? Dar nu, și trebuie totuși să găsești acea rază de speranță cu care, pe care omul s-o preia și să nu creadă că este pierdut, pentru că a descuraja, a dezamăgi cu orice preț este minima rezistență. Asta nu înseamnă că ai făcut mare lucru sau că ți-ai servit publicul și ce-i cu asta? Bun, și ce ai vrut să spui cu asta? Dacă sigur, filmul da? Este un pleonasm la realitatea pe care și o cunoaștem. Și apropo ce spuneați, mă bucur că pare să că nu numai eu sau puțin dintre cei cu care am mai vorbit au remarcat, este foarte bine și foarte onorabil să luăm premii, este demn de laudă, dar la un moment dat stai și te întrebi, dumnezeu, nu este și un mod de a te încuraja să perseverezi? Asta este, vreau să zic, asta este streptococul auriu. Pentru că un premiu este să câștigi premii, să scrie ziarele despre tine, să se vorbească la televizor, este foarte tentant, este foarte... oricine își dorește asta. Și în momentul în care vezi că numai făcând un anume tip de producție, abordând viața doar într-un anume fel, arătând numai urâtul, numai partea răul, a lucrurilor. Și pentru asta ești premiat, vor face și alții. Ei, observația asta a făcut-o și Cristi Puiu, m-a surprins într-un interviu la unul dintre posturile de televiziune, nu mai țin minte, dar l-am urmărit cu atenție. Și el atrăgea atenția. Chiar el și de asta m-a surprins. Nu mai faceți filme pentru premii. Faceți filme pur și simplu. Mă bucur pentru că foarte, dacă mă. Iei un premiu pentru un film anume, toți ceilalți regizori sau producători zic, deci trebuie, așa trebuie să facem ca să luăm premii. Și se distorsionează sensul artei cinematografice. Îmi pare bine că ați abordat acest mic aspect înainte de a intra. Deci asta e forma de... Pentru că tocmai e canul acum și a devenit așa un fel de... mit de muntele fermecat. Da, este, să iei un premiu la Cannes, e o chestie. Este, dar mai sunt festivaluri, dar mai sunt. Și, domnul Mânega, dar în film, în primul rând, orice scriitor, orice compozitor, orice cineast, este cred că este obsedat de public întâi. Nu cred că îți faci un ideal în carieră numai din a concepe, din a crea pentru o competiție, pentru premiu. Asta e făcută pentru public. O fac în primul rând pentru niște oameni și premiile vin, trec, sunt binevenite, sunt de aplaudat, de estimat, dar nu fac din asta un fetiș. Cannes a devenit, mai ales în ultimii 10-15 ani, un fel de maglavid. Adică, iertați-mă, sigur, e un deci festival. Trebuie să fac așa ca să iau premiu. Nu face așa. E unul din, cu tradiția care o are, cu, dar nu cred eu că iau un scenariu sau... Poate că nu e bine, zic eu, iau un scenariu și de cum îl citesc zic, ăsta îl fac pentru Cannes. Ăsta îl fac pentru public, în primul rând, și ca să mă exprim pe mine și ca să spun ceva unor oameni care să-i tulbur, să-i amuz, să le atrag atenția asupra unor lucruri din viață care ne interesează deopotrivă. Și mă duc și la competiții, la festivalul, cu dragă inimă. Dar nu fac din asta un... Mă rog. Da, în sfârșit, filmele sunt și altceva decât
premiile care se iau la Cannes sau în altă parte. S-a exagerat foarte mult. Dar de fapt nu numai filmele, pentru orice formă de artă este făcută pentru public. Muzica nu este făcută pentru critici muzicali. Arta plastică nu e făcută pentru cronicarii de artă plastică. Așa și filmele. Toate sunt făcute pentru oameni, pentru public. Premiile sunt implicite, sunt o recunoaștere. Sau așa ar trebui să fie. Premiile la Cannes s-au luat și înainte, au uitat cei care contestă cinematografia românească din perioada 1947-1990. S-au luat și înainte și pe filme bune. Hai să ne întoarcem sau să ne apropiem și de filmul dumneavoastră din 1985, Acasă. În ce categorie l-ați plasat? Pentru că și în timpul respectatului, filme erau și ele pe categorii. Filme istorice, filme de actualitate, filme de dragoste și așa mai departe. Da, ca și acum, de altfel, filmele pot fi numite într-o... sau încadrate într-o... dacă ținem neapărat. Atunci erau tipul ăsta de film, cum este Acasă și cum au fost multe, multe alte filme, erau în categoria așa ziselor filme de actualitate, în care... Era abordat prezentul, nu neapărat prezentul ideologico, politico, social. Întâmplări, social. Evenimente din viață, povești, și erau în planurile tematice. În planurile tematice erau și titluri dedicate unor comandamente, ca să spunem așa, ale timpului. Acasă nu face parte, din fericire, din acest tip de comandamente. Era un film de actualitate în sensul în care domnul Dumitru Carabăț, domnul profesor Carabăț, autorul scenariului, a gândit o poveste care ținea de un fenomen care s-a petrecut la un moment dat și care porma a luat o foarte mare amploare, aceea a populării marilor orașe din România cu mulți oameni veniți de la țară. Asta pe fondul și această populare, da, această populare a marilor orașe a fost și provocată și atrăgea foarte multă lume din satele românești de marile șantiere, de construcțiile de blocuri, de fabrici și uzine, cum se spunea, veneau foarte mulți la oraș, ca să spun așa. Acea categorie. Când s-a făcut acest amestec... Nici era nici orășan, da, lumpen, exact. Proletariatul, așa s-a numit. Pe autor asta l-a atras, numai că asta a rămas doar un fundal, pentru că la un moment dat se petrecea și fenomenul invers, începuse, din păcate n-a continuat, de reîntoarcere a unora dintre ei înapoi la țară, la pământ, ca să spun așa. Asta l-a preocupat în primul rând și asta m-a atras și pe mine, pentru că era un mod de a vedea ce se întâmplă, cum se produce acest transfer care conținea și transfer de personalitate la un moment dat, pentru că se petreceau mutații foarte mari în oameni. Se muta un alt mediu, un alt mod de viață, în alte relații interumane și așa mai departe. Pe fondul ăsta el a compus o poveste care ține mai mult de un fel de investigație de familie, fiind vorba de niște oameni tineri și de erou principal interpretat de admirabil de Șerban Ionescu, care fiind lucrând pe un șantier de construcții, are ca țintă la un moment dat să refacă biografia tatălui său, care murise de inimă rea, pentru că în perioada când el a fost mic, de 7-8 ani, prin anii 62, se deduse un ordin ca să fie omorâți cai. Era perioada când, cine își amintește,
pornise revoluția în agricultură, era mai la începuturile ei de a lua avânt și trebuiau să pătrundă în agricultură tractoarele. Da. Și a fost această aberație, un ministru al perioadei respective, al agriculturii. Era perioada stalinistă. Imediat post-stalinistă și dăduse acest ordin, acest act oficial de altfel, că într-un timp relativ scurt trebuia să se lichideze povestea cu cai, eventual să mai rămână cei pentru micile gospodării, dar ideea de a se folosi calul ca mijloc de producție, ca să spun așa, în agricultură, trebuia să dispară pentru a fi înlocuit de tractoare. Și tatăl eroului din filmul nostru s-a opus, lucrând un sistem la o primărie, s-a opus și n-a avut succes și atunci a luat un număr de cai atât cât s-a putut și niște mânși și i-a ascuns în pădure. E, un vecin, un adversar, un, cum vreți să-i spunem, l-a denunțat, l-a turnat și pentru asta a făcut pușcărie, pentru că l-au acuzat că a vrut să fure cai. Ceea ce era o aiureală, pentru că nu era vorba despre așa ceva. Și a murit, la un moment dat, după ce și-a ispășit pedeapsa, a murit de supărare, iar copilul, a preluat actualul tânăr și lucrător pe șantierele patriei, împreună cu bunicul lui, care interpretat de Ilarion Ciobanu, nu are liniște până când nu obține reabilitarea tatălui său, reabilitarea postumă, sigur că da, pentru liniștea lui și mai ales a bătrânului, admirabil jucat de Ilarion Ciobanu, bunicul lui, și pe această investigație și căutare a celui care a turnat, pe care îl și găsește, și de a obține de la el un act oficial prin care să spună că a mințit, fără să pățească nimic, pentru că fapta s-a prescris după atâția ani, pe asta se desfășoară întreaga poveste a filmului, care, mă rog, în final se încheie cum telespectatorii sper să aibă răbdare și să vadă până la final. Deci, practic, pe fundalul unei așa zise teme de actualitate, noi am investigat un alt tip de dramă. Un alt tip de dramă și dorința unor oameni curați, unor oameni care nu vor să rămână cu o nedreptate în biografia familiei lor. Firul ăsta ne-a preocupat și asta m-a atras pe mine. Cine ați mai avut în distribuție în afară de Șerban Ionescu și Ilarion Ciobanu? Da, am avut actori care după aceea în diverse alte filme și în filme de ale mele au crescut foarte mult și strălucit unii dintre ei, erau foarte tineri atunci. Deci a fost Șerban Ionescu, Dan Condurache, Ilarion Ciobanu, despre care am spus, Gheorghe Visu, Dan Puric, cred că la primul film era Dănuț Puric atunci, foarte tânăr și frumușel foc, ca să spun așa, el și acum este un actor foarte plăcut. Și, așa. Dana Dogaru și Oana Pelea, foarte interesantă apariție și foarte bună actriță, de altfel nu trebuie să spun eu. Mai jucase înainte la Dan Pizza. Oana Pelea? Oana Pelea? Oana Pelea, da. În ce jucase la Dan Pizza? Cred că... Era... Da, copilă, făcuse filmul cu care Dan a avut niște probleme. Concurs. Nu un concurs. Filmul tot cu Visu, filmul în care Visu fura de la Rebenciuc pe plaje și pot mai era luat de miliție. Celebrul film care a fost scos din București. A fost interzis.
Da. Nu interzis, dar a fost aruncat în provincie ca să... Să nu creeze dezbatere. Da, să nu creeze. Așa. Bujor Macrin, mai apare în filmul... Da, și Teodosiu într-o apariție de câteva secvențe pe care, cu care puteam... După aceea a urmat să colaborez în Imposibila iubire și pormă în Lumeț în calea lupilor după niște ani de zile. Actori toți tineri, cam pe la începuturi, fermecători și foarte talentați, de altfel. Deci o temă de actualitate care se termină cu Happy End. Ce-l deosebește... Ce deosebește filmul? Dacă deosebește, se deosebește cu ceva ca abordare de celelalte filme ale dumneavoastră de până la el. Era primul film care abordează realitatea, deci primul film de actualitate sau și, de fapt, ce mai că și Imposibila iubire și Ancheta. Ancheta? Ancheta este tot un film de așa zisă actualitate. O să vorbim despre el dacă 6TV o să-l dea și o să dea și Ancheta. Ce se întâmplă acasă este un film pe care l-am făcut cu mijloace mai simple, cu mijloace mai directe, povestite fără... Știu, în ăsta ați filmat în tramvaiul 41, de exemplu, că știu că mi-a atras atenția. Da, când... Că eu locuiesc... de fapt, dumneavoastră... Capătul tramvaiului era tot acolo, la Casa Scânteii. Nu se numea filmul ăla Lupița, Faleze de nisip? Faleze de nisip, exact. Da. Doamne, iată, am avut amândoi un lapsus, să mă scuze telespectatorii. Deci este un film deci ați filmat pe povestit casa dumneavoastră. Mai simplu, fără retrospecții, fără complicații de construcție cinematografică. Un film care să poată fi înțeles cât mai direct, pentru că nici nu presupunea povestea sofisticării și lucruri și de dragul. Foarte bine jucat. Da. Foarte bine și jucat. Un film în care actorii au fost poate mai importanți decât dacă i-aș fi complicat într-un limbaj din ăsta alambicat, cu un montaj sucit, cu lucruri de natura altui tip de poveste și de... Nu aveți nevoie de efecte speciale? Nu. N-a fost, da, fără explozii, n-a fără... Filmat în București totul și în apropiere de București, la Comuna Roșu, în zona de... unde se mai cultiva încă grâu și lucernă și... pentru că erau tot timpul... Filmul se numea la început Coasa, pentru că el după orele de program, ca să zic așa, sau zile libere, cosește și adună, pentru că are o căruță cu un cal la care ține foarte mult și la care nu vrea să renunțe. Și pentru asta se ducea totdeauna la marginea Bucureștiului, unde își făcea rost de mâncare pentru cal și ținea la această căruță, pentru că fiind foarte multe construcții în București atunci, erau și foarte multe demolări. Iar el ținea să-și cumpere de la demolări. Cei care au trăit perioada și amintesc că multă lume lua materiale, lucruri bune de la demolări, muși, ferestre, da. Diverse, ca să-și facă o casă, iar el vrea să-și facă casă înapoi în satul lui natal, undeva lângă București. Și tot ducea în fiecare sâmbătă și duminică, mai ducea câte ușe, mai ducea o cadă, mai ducea o... ce găsea mai bun, da. Ca omul gospodar la vremea aia. Ca omul gospodar. Întoarcerea acasă, da. E un fel de întoarcere acasă, acest film acasă. De fapt, asta a fost și ideea, da, ideea titlului. Tendința asta și atracția asta spre a unora dintre ei, sigur că
cei mai mulți au rămas la oraș. Unul a de a se întoarce la, la locurile copilăriei. Am mai făcut și alții regizori. Iată, Iarba Verde de acasă. Da. Da. În sfârșit. Alustere Gulea, da. Alustere Gulea. Dumneavoastră, macedonii, așa aveți ceva Vedeți că există o atracție la, la macedoni către, către casa părintească, da, către familie, către cei... Către valorile patriarhale. Patriarhale, într-un fel, da. Și către pământ și către lumea asta cam dispărută în ultima vreme. Care ne ține în viață ca identitate. Dar uitați că și astăzi încep oameni să vrea să se întoarcă la, la pământ și la munca pământului și la creștere. La propriile lor rădăcini, de fapt. Și iată că timpul de prezentare a filmului care urmează să fie difuzat a cam expirat. Dacă aveți ceva să le spuneți? Nu, decât... Să mă bucur că se dă, să spun că mă bucur foarte mult că se dă acest film. E un film curat, un film calm, liniștit, cu o anume poezie a lui pe care am încercat cât am putut să, să fac să emane din, din film. Pentru că la un moment dat e nevoie să privești și această lume și acest tip de, de subiect în măsura în care te preocupă și în măsura în care ai avut cât de cât tangență cu acest tip de, de viață în copilărie. Eu având, când eram mai mititel, perioade în care am stat chiar într-un sat de lângă București, unde am făcut chiar două clase, deci mă simțeam oarecum mulțumit că s-a întâmplat să-mi ajungă în mână acest scenariu al domnului Carabăț și l-am făcut cu mare plăcere. Domnule Vaeni, vă mulțumesc că ați fost prezent la prezentarea filmului dumneavoastră acasă. Vă doresc încă o dată la mulți ani, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă urez vizionare plăcută. Vă mulțumesc și eu vă urez vizionare plăcută. Tată! Dacă mi-aduc eu bine aminte, acum vreo lună și ceva, am văzut un tip care țemăna teribil. Un tip cu un cal și cu o căruță, pe un câmp, un islaz. Nu cumva era chiar dumneata? Ba da, da. Îmi țin acolo, la un prieten, calul și căruță. Unchiul mi-o spunea că odată te-a văzut chiar dormind în căruță. Trebuie să fie grozav să dormi noaptea, în iarbă, sub cerul liber. Da. Dar parcă am înțeles că nu mai aveți rude decât la Craiova. Ați înțeles bine. Nici nouă nu ne place scandalul și... Nu înțeleg cu ce v-am deranjat. Șapte minute întârziere. Ce facem? Ordinea, disciplina la program. Numele meu e Petre. Petre Vârlan. Ce mai tura vura, măi?
Taică tu l-a denunțat că a furat caica să-i vândă. Tata mi-aș fi făcut una pe asta. Ba da. De ce ar fi făcut-o? Petre, ești prost. O să te calce toți în picioare. Văduvia e grea, dar... așa grea cum e... mă dau pe viață urâtă. Să treci, dacă vrei! Sănătate, fericire! La mulți ani! Ce e, mă, tot ce-ți dorești? Ce? Ăsta a fugit din spital. Eu? Păi n-am nimic, la Petrică. M-a durut puțin aici. Andreea, ce că hai la doctor. Dar mai pui și până Augustin pe drum. M-au întors pe toate părțile. M-au întors pe stânga, m-au întors pe dreapta. M-au sucit, m-au luat și sânge. Au zis, bă, tu dacă mai bei puțin, gata, mori. Bază, băi. Păi dacă ai avut de două ori hepatită... două sticle de vin. Ce? Banii mei nu merg? Salut. Care-i mă ăla Petre Vârlan? Uite ăla care vine cu măgăoaia în coace. Au, șefule, mi-a șertit o păsărică că ești așteptat. Așteptat? De cine? E, asta e acum. Ras, tuns, frezat. Mă lasă. Spune-mă. Tu vrei neapărat să mori? Auzi, Hristule, cât ai dat tu pe inelul ăsta? Cum adică? Aș vrea să-l pun. De asta ai bătut drumul până la mine? Nu-l văd. E de aur. M-am câștigat. Constatându-se că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de codul penal, în numele legii, instanța hotărăște. Admite cererea formulată de petiționarii Petre Vârlan și Dumitru Vârlan și dispune reabilitarea numitului Gheorghe Vârlan, urmând ca acesta să fie repus în toate drepturile prevăzute de lege. Mă! Avocații n-au ce să caute aici. Ăsta e cazul și durerea noastră.